Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M, băieți. Am zis să mai filmăm episoade de 5M după o perioadă destul de lungă în care nu am mai apucat să filmăm. Dăm drumul la o nouă serie, la o serie cu povești, ceva episoade care se leagă între ele, foarte bine să le urmăriți pe toate. Sunt cu Andrei aici. Povestea, să zic așa, este înainte de când, înainte să facem Mafia Curcubeu, eram eu cu Andrei, eram mai săraci, așa, mai nu știu ce, munceam pe aici și, ce să zic, vedeți că noi suntem live chiar și în momentul ăsta, suntem live pe Trovo. Vă aștept pe toți pe Trovo, găsiți link-ul în descriere, aici suntem live în fiecare zi, băieți. Dacă vreți să veniți și voi, vă aștept pe Trovo, aplicația o găsiți pe telefon. Haideți să dăm drumul la episod și să vedem ce se întâmplă pe aici. Ce faci, mă, Andrei? Aoleu, ne-avem ce să fac, am luat și noi o pauză, mă doare spate. Mă doar toate alea pe mine. Mai avem ăla ăștia până le facem casa? Mai avem, nu mai pot, tu dai seama să muncim cu 10 lei pe oră, mă? 10 lei pe oră. Bă, dar ce casă mare are ăsta aici, mă? Mare rău. Teren frumos, casă. Dacă am fi avut și eu ceva de genul, dacă eu aș fi fost cineva, aș fi avut bani să nu mai muncesc pe 10 lei pe oră, baby. Să fii bogat? Eu, da, bogat. Și tu să fii sluga mea, nea, baby, să fii plătit bine, nu cu 10 lei pe oră. Să fiu sluga ta? Da, nea, baby, da. Dar cum, de exemplu, cum ți-ai imaginat tu să fii tu așa bogat și eu, nu știu, să fiu sluga ta? Cum ți-ai imaginat tu că s-ar întâmpla toate astea? Păi uite așa. Păi unde sunt, mă? Sunt în visul lui Andreilor ăsta? Unde naiba sunt aici? Știi ce, sunt îmbrăcat așa? Ce Porsche acolo. Ia vină cu am. Păi ăsta e Andrei. Da, sultane. Ai făcut ce ți-am zis eu? Da. Ăsta e Andrei, mă, dar de ce îi zic sultan? Sigur că da, sultane. Du-l aici să le văd. Acum. Bă. Poate mă ceartă la că m-am pe mașină. Să le scot din portbagaj. Hai că merge, da. Mă, cum era la list? Ia uite, am găsit documentele. Băi, cred că sunt în imaginația asta lui Andrei, în care el e sultan, e super bogat. Te mai urci odată pe mașina de lucru, crezi că îți mai scad din bani, ai înțeles? Îți mai scad în salariu. Iertare, domnule sultan, am adus documentele. Ce naiba? Ia, dă-mi le... Sau nu? Du-te în spate, pule acolo. Da, sultane. Hai că o să avem treabă. Bă, sunt în imaginația lui Andrei și geniile sultane, ești nebun la cap. El e șeful, e bogat. Mă ceartă, fie nică. Mai repede mișcă-te. Iartă-mă, sultane. Unde dracu să le arunc? Aici o las, o recunosc. Iată-mă, sultane! Cât de repede am venit! Urcă-te la volan. Pregătește mașina să mă urc și o să mergem undeva. Unde zic. Acum, sultane! Mă, trebuie să pregătesc mașina, că se dă sultanul jos, ești nebun la cap. Cât de rapid sunt, sultane, pentru tine! Poftiți, domnul sultan! Lăsați-mă să închid ușa după dumneavoastră! Las că am închis-o eu, că nu ești bun nici să-mi închizi eu ușa. Și acum, sultane, unde vreți să pornim? Du-mă până în centrul oraș. Mai repede! Ordinul tău este poruncă pentru mine. Dacă faci accident... Ai înțeles? Da, să trăiești, sultane. Aoleu. Bă, dar Andrei ăsta a zis că O să fie bun cu mine, că o să-mi dea bani dacă ar fi el să fie șeful meu. Vedeți, mă, cum sunt oamenii. Auzi că o să fie bun cu mine dacă e șeful meu. Mă ceartă într-una, mă bate într-una, băieți. Că nu m-a bătut, da. N-am vrut. Sultanei. Ce-ai făcut, sultane? N-ai făcut, mă. Au! Ia, iertare, sultane. Iertare, sultane. Iertare. 500 de lei din salariu pentru treaba asta. Tu știi cât mă costă reparația la mașina asta? Iertare, sultane, doar să nu-mi tai capul. Că-ți fac berigat, frate. Stai, gâtul, îți fac buzunar. Ai de capul meu. Nu ducem să ducem în centru, băieți. Mele, ce persoane sunt. Care vor să fie sluga ta, maestate, sultane. Da. Și de ce m-ai ales tocmai pe mine? Am ales pe tine că dacă faci treabă bună, dacă mai faci accident cu mașina asta și de-astea, jarmănici. Că te dau afară și îți mai dau și 12 râncuri. Mamă, eu am crezut că aveți sufletul blând, sultane. Nu mai comenta și mergi. Mergi la banca asta și te duci să scoți din contul meu 10.000 de dolari. De lei. Da, sultane, să trăiți. Uite și cum sunt îmbrăcat în pana mea. Bebe, mă, este sclavul. Baiazid? Așa-i zic, mă, tot baiazide. Cât ai să scot? Hai că am bani dacă e. Pune în spate. Domnule sultan! Să treci, domnule. N-are nevoie, domne. Da, lasă-mi și mie un număr de telefon, că dacă mai greșește cu ceva sluga mea, o să te iau pe tine, sultan. Domnule. Domnul Baiazid. Domnule, dacă de amărât să n-am nici cartelă. Domnul Baiazid, haideți să mergem, domnul Baiazid. Hai să mergem. Acum vreau să mă duci la clubul ăla, la Vanilla Club. Dorința ta este ordin pentru mine. Stai că am primit un mesaj pe telefon. Aole. Dă-i mai repede la banii. Mai repede. Iertare, sultane. Tu? Eu cât timp pot să fac aici treaba de aici, văd eu ce fac. Da, sultane. Tu o să te duci la cel mai bun restaurant, sau nu, fii atent, te duci la un restaurant care știi să fie 5 stele. Așa. Te duci să-mi aduci mâncare. Ai înțeles? Da, domnul Baiazid, sigur că da. Vreau să te găsesc aici măcar în 5 minute. Sigur că da, acum plec, domnul Baiazid. Du-te. Ia să mă duc eu să văd ce face ăsta aici, Baiazid. Cum dai cu bloca mașina, mă? Cum încuia mașina, mă, băieți? Pe cât încuie mașina, frate? Să vedem ce face ăsta aici, uite. A intrat aici, asta a intrat la fetițe, mă, ești nebun. Mă, ce fac? Sultane? Da. Nu v-am întrebat ce doriți de mâncare, sultane Baiazid, n-aș vrea să greșesc meniul. Tu nu știi ce mănânc eu, mă? Caviar, domnule sultan, caviar. Vezi că știi și de ce vii de două ori să mă întreb. Nu eram sigur, domnule Baiazid, să nu greșesc. Stai aici. Am plecat. Stai. Mare. Am plecat, sultane, iartă-mă. Îmi strici treaba aici. Ce face ăsta aici, mă, băieți? mai bine seamă. Ala, mă, e sens aici. Mă duc. Ala, mă. Pati? Iertare, iertare. Jarman, du-te să-mi aduci o femeie. Adică nu are stare. Am vrut să-i fac un dans, dar am abătut ăsta, băieți. M-a dus să-i aduc de mâncare, băieți, la sultan. M-a dus să-i caut, băieți, pe cineva, să-i dacă îi găsesc. Alo, da, sultane? Găsim mâncare. Acum sunt aici, acum sunt aici, dar din păcate, domnule Baiazid, nu au caviar proaspăt, au doar de ieri. Și știu că dumneata mănânci maxim 10 minute scoți din șașcă. Repede. Să trăiți, domnul Baiazid, să trăiți, acum vin, sănătate. Asta e mafiot, e mâna că mă împușcă ăla. I-am zis că e fără rost de o muiere lui domnul sultan, domnul Baiazid. Așteptăm. Urcați, domnișoară, se română. Să știți că o să vă plătească domnul sultan bani mulți, rău de tot. Da. Trebuie să mergem să vă duc. Îl duc la sultan pe domnișoară, băieți. Acum am luat-o. Suntem români. Mergem repede să-i o ducem pe asta. Să zici ce față face sultanul, băieți. Că mă omoară, cred că mă dă afară. Eu am să vorbesc mai puțin, să nu-și dea seama că am niște operații. Da, da, faptele contează. Să-i dați, da. Să-i dați la greu. Când el, când dumneata, da? Da. Rămâneți în mașină. Zgura, domnule sultan! Unde ai fost, mă? Iertare, domnule sultan, iertare. Iertare, domnule sultan. Au! Au! Domnule sultan, domnul Baiazid. Păi nu vreau să aud. Iertare, domnule, iertare. Acum te... Au! Eu zic să intrăm un puțin înăuntru, domnul Baiazid, să vă relaxați. Am adus ceva pentru dumneavoastră în mașină. Ce mi-a adus? Haideți, intrați că vin acum cu ce v-am adus. Mergeți acolo la cameră. Ne arăți acum? Sau deja caut toată zlub. Domnule Baiazid, nu mă faceți rău, domnule Baiazid, pentru că sunt aici pentru dumneavoastră, să am grijă de dumneavoastră. Toată viața mea vă dedic dumneavoastră. Eu nu am alte planuri. Haideți, vă rog frumos, intrați în magazin, v-am adus ceva special. Mișcă-te mai repede, că mi-e foame. Acum vin. Să luați loc acolo înăuntru. Păi ce rău e ăsta cu mine, băieți. Haideți, domnișoară, dați-vă jos. Când intrați înăuntru acolo, vă rog să dați tot jos de pe dumneavoastră, poftiți. Da. Și să pregătiți un dans din ăla la știv. Da, da. Dacă nu dansați bine, mă omoară ăsta, să ne înțelegem. Mă omoară dacă nu dansați bine. Aici, în dreapta. Vai de mine, dar ce chipeți sunteți. Mi-a venit și domnișoara. În sfârșit, de când așteptam. Dezbracă-te, fă. Bracă-te odată și fă-mi dansul ăla. Face și sluga ceva util pentru mine. Ah. Mă duc să iau și mâncare. Dar doar atâta știi să faci. Da. Da. Am o ceva de mâncare pe aici, e măuț. Ah, trebuie să mă duc înapoi sus. Ia uitați-mă, băieți, cum mă duc să-i duc să mănânce. Ce mă omoară când vede că mă duc cu sandwich-ul. Mamă, cred că i-a arătat și cred că i-a arătat balaurul. Cred că e... Am adus mâncarea. Hai, mămica mea! Du-te de aici, fă. Poftim? Du-te de aici, fă. Da! Au! Ce ți-am zis eu? Ți-am învățat prima oară și prima oară. Ce ți-am zis? Să bați la ușă, da? Dar nu e ușa aici, domnul Baiazit, că sunt cerceafuri. Nu, nu vă deranjați, nu are ușă. Bați la cerceaf. Bați la cerceaf. Am adus și pentru, și pentru dumneavoastră și pentru soția dumneavoastră, pentru domnișoara. Ce a adus, mă, un burger de ăsta, bă, eu am față de burger. Ai față de prost. Mâncarea asta pe jos. Aolo, domnul Baiazid, le-ați dat pe jos și acum ce mâncați? Mâncați... Ce mănânc, mă, ia zi? Mâncați ce doriți dumneavoastră, că sunteți Baiazidul, sunteți sultanul orașului. Păi... Au! Asta am mâncat acum 20 ani, 10 ani. Mai dați, domnul Baiazid, nu mai dați în mine, vă rog frumos. Sunt... Vă ajut toată ziua, vă fac plăcerile și dați în mine. Băi, eu acum dau un telefon. Să te fac de tot rosul. Stați, domnul Baiazid, stați! Domnul Baiazid. Iertare, domnul Baiazid. Tu dă-mi motiv în care să nu te dau eu afară. Iertați-mă, domnul Baiazid. Iertați-mă. Sunt aici pentru dumneavoastră, domnul Baiazid. Ce vrei, mă, tu? Ce-i cu domnul? Ce-i cu domnul? E luga mea, ai vreo problemă? Aoleu, șeful? Aoleu, și gagica mea aici. Șeful? Haideți să plecăm, domnul Baiazid, să nu intrăm în belele. Bă, tu crezi că aia e femeia mea? Ce faci aici? Să vezi că... Domnul nu vrea să-mi plătească. Du-te afară. Lasă-o, mă. Du-te afară la mașină. Băi, tu rămâi aici. Băi, domnul! Vino să vorbești și acum, vino că-ți plătesc eu, vino încoace, domnul, plătesc eu. Domnișoară, rămâneți aici, rămâi aici, domnișoară. Veniți că vă plătesc eu, domnișorule. Acum adică îmi luați femeia? Domnule, peștele. Domnul este sultanul orașului, domnule, este cel mai bogat om din oraș, nu puteți să faceți una ca asta, înțelegeți? Mă va omorî pe mine. Vrea să mă dea afară, înțelegeți? Dacă nu, va trebui... Deci, acolo în cameră nu mai intrați decât peste cadavrul meu, înțelegeți? Așa că ieșiți afară de aici! Au! Mai dați-mi mine, domnul! Au! Au! Aoleu! Au! Vă rog să nu mai comentați. Au! Au! Au, sultane, ajută-mă, sultane, că m-a bătut! Băi, eu te duc să te ajut, dar în ziua de astăzi tu nu mai ești sluga mea. Stai așa, sultane. Aoleu, domnule sultan, ajută-mă! Băi, tu în ziua de astăzi, de la ora asta, de în data de astăzi, tu ești dat afară. Să nu mă mai cauți! Aoleu... Mamă, ce vis urât, bă, băieți, bă, ce imaginație a avut ăsta sultanul, bă, să nu... Vai! Oh. Doamne ferește! Vai de capul, ia zi, mă, Andrei, păi și cum ți-ai imaginat tu că o să fii bogat? Păi, eu eram bogat, aveam mulți bani. Tu erai cel mai bun prieten al meu, băi, nea, bebe, cel mai bun prieten al meu, aveam grijă de tine. Îmi cereai ceva. N-ai zis că gen... N-ai zis că eu o să fiu sluga ta dacă tu o să fii bogat? Nu, mă, nea, bebe, ce ești nebun? Eu, tu să fii sluga mea, până ești prietenul meu cel mai bun. Băi, nu uitați să apăsați episodul de... Nu dai like și subscribe! Băieți, urmează săptămâna asta o rundă de episoade din acestea cu poveste cu nebunii. O să se lege între ele, o să vedeți că se întâmplă ceva. Într-un final, probabil că o să facem și Mafia Curcubeu. Cel mai sigur o să facem și Mafia Curcubeu. O să refacem Mafia Curcubeu. Să vedem ce poveste creăm pe aici. Vă aștept mâine dimineață la un nou episod. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonașul de like, etc. Și vă aștept și pe Trovo. Cred că în seara asta o să fiu live. Luni o să fiu live. Cu siguranță o să fiu live. De marți încolo nu știu exact dacă o să fiu live pe Trovo, dar ne auzim pe acolo. Vă pup, nu uitați de like și ne auzim în următorul episod. Să vedem ce mai scoatem noi de pe aici.